Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva continuă prezentarea online a valoroaselor piese pe care le are în colecție. Astfel, vizitatorii virtuali ai instituției pot admira, de exemplu, o psaltire din secolul al XVIII-lea, restaurată de către specialiștii Muzeului Devean. Drumul anevoios al obiectelor descoperite pe șantierele arheologice trece și prin laboratorul de restaurare investigații al Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva. Aici, aceste piese sunt cercetate din punct de vedere fizico-chimic în vederea stabilirii deteriorărilor, cauzelor, factorilor de degradare și a metodologiei de restaurare. În acest context, Muzeul din Deva vă propune spre vizionare o carte restaurată, mai exact o psaltire de la Râmnic, tipărită în anul 1751. Mai multe despre această piesă, dar și despre incitanta muncă a restauratorilor, puteți afla accesând site-ul Muzeului Civilizației Dacice și Romane din Deva sau de pe pagina de Facebook a instituției.